După ce ieri primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost trimis în judecată într-un nou dosar, astăzi a rupt tăcerea. DNA Cluj l-a acuzat de luare de mită în formă continuată, fals în declarații și corupere alegătorilor. La o zi după ce a aflat veștile, primarul s-a dezlănțuit și a acuzat SRI și DNA că i-ar fi fabricat dosare. În apărarea lui a adus în discuție vechile probleme ale sale cu justiția. Timp de 7 ani, începând cu 2011, de când sunt primar al municipiului Baia Mare, am trăit în tăcere, fără să mă plâng, cu sabia deasupra capului, terorizat în fiecare zi de către acești procurori sau anchetatori. Am trăit zilnic o presiune, respectiv acest atac concertat al celor de la DNA, cu tot ceea ce înseamnă instrumentele lor din perspectivă mediatică, pentru că m-au dorit executat și îngropat. Primarul l-a acuzat și pe procurorul de caz, care, în opinia lui, se comportă abuziv. Un procuror care se numește Ionuț Vasile, un procuror care este, făcând o analogie la ceea ce s-a întâmplat în alte părți ale României, nu un portocal al DNA-ului, ci o lămâie a DNA-ului. Un om care nu are niciun fel de Dumnezeu și niciun fel de scrupule, care nu respectă drepturile și libertățile cetățenești. Mai mult, primarul municipiului Baia Mare susține că acesta ar trebui să ajungă după gratii. Dacă vorbim despre instituții și despre aflarea adevărului și despre ceea ce înseamnă să primești condamnări și să fii aruncat în pușcărie pentru faptele pe care le-ai făcut, cu siguranță că cel care trebuie să fie condamnat și aruncat în pușcărie este acest procuror care se numește Ionuț Vasile. Cătălin Cherecheș a anunțat că va depune plângeri penale împotriva tuturor celor care au instrumentat dosarele. Primarul susține că anchetele au fost pline de neconcordanțe. Una dintre acestea se referă la dosarul în care a fost acuzat de luare de mită și în care ulterior procurorii de caz au constatat că firma de la care a vrut să ia șpagă ar fi chiar a lui. Păi, domnul Lămâie, hotărăște-te, ori e societatea mea, ori e societatea pe care am vrut să iau mită. Fii coerent, înțeleg că ai o problemă în dosarele din instanță, înțeleg că ai o problemă de legalitate și ți-e frică de pușcărie, dar vreau să spun că pușcăria e pentru oameni, stai liniștit. Cu siguranță că o să-ți fie mult mai bine și te vei echilibra și poate o să te și îngrași un pic, pentru că răutatea nu face decât să te sece, să te uște. În opinia primarului, interceptările depuse la dosar au fost ilegale, motiv pentru care va cere SRI să-i pună la dispoziție datele tehnice ale aparaturii cu care au fost efectuate acele înregistrări.